să te gândești că ești păcătos. Spunea odată părintele Cleopa, diavolul a căzut din mândrie și de aceea nu poate zice iartă-mă. Așa și noi. Când vei vedea că cineva își cere iertare și tu nu zici Dumnezeu să te ierte, ești asemenea cu diavolul, care nu poate zice iartă-mă. Sau dacă ai greșit ceva și nu ceri iertare, te asemeni cu el că nu zici iartă-mă. Și chiar dacă nu ești vinovat, să nu spui, nu vreau să zic iartă-mă, de ce să zic? El este vinovat, nu eu. De aceea, totdeauna, să ne smerim.